Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Partidului Democrat Liberal, filiala Neamț. V-am convocat la această conferință de presă pentru a vă informa în legătură cu alegerile parlamentare care se vor ține pe 9 decembrie în județul Neamț, pentru că aș vrea să știți de la noi exact care este situația în momentul de față. Deci, din punct de vedere al Partidului Democrat Liberal, în momentul de față noi facem parte din Alianța România Dreaptă, împreună cu Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, împreună cu Forța Civică și cu Partidul Noua Republică. În momentul de față suntem în stadiu de negocieri pentru a stabili candidații pe cele 8 colegii de parlamentari deputați și pentru cele 3 colegii de parlamentari senatori. Aș vrea să vă spun că în cadrul Alianței România Dreaptă este o comisie de etică condusă de doamna Monica Macovei. Până pe data de 8, această comisie trebuie să dea rezoluții în privința potențialilor candidați ai județului Neamț, atât cei ai PDL, cât și cei ai PNCCD sau Forța Civică sau Noua Republică. Iar după această dată, până pe data de 15 octombrie, se vor definitiva candidaturile pentru județul Neamț, pe cele 3 colegii de senat și cele 8 de deputați. Vreau să vă spun că, din punctul de vedere al Partidului Democrat Liberal, noi suntem deschiși la negocieri și dorim ca să avem candidații cei mai buni pe toate colegiile, cei mai performanți, cei mai profesioniști și ne dorim să câștigăm alegerile pe județul Neamț. În privința acestor candidaturi s-au făcut tot felul de speculații și noi putem să vă spunem în momentul de față că nu există niciun candidat care este fixat definitiv pe un anumit colegiu. Sunt propuneri provizorii care, după ce vor fi aprobate de Comisia de Etică și Colegiul Director Național, cum scrie în statutul Partidului Democrat Liberal, după aia putem să vă spunem exact candidații pe care îi avem. Aici l-am și pe domnul primar Leoreanu, care este președinte PDL-ul la municipiul Roman și o să vă spun și dânsul câteva cuvinte în legătură cu Alianța România Dreaptă și să zicem campania care urmează în privința alegerilor parlamentare din 9 decembrie. Bună ziua tuturor! Aș vrea să spun că, așa cum am procedat și în celelalte campanii, ne pregătim și pentru această campanie, pentru a fi dusă pe bază de proiecte, pe bază de viziune în dezvoltarea comunităților noastre și, sigur, un portofoliu de proiecte pe care să-l lansăm. Și așa cum ne-am creat bunul obicei, față de mulți alți oameni politici care promit, noi am și realizat multe dintre ele. Pe baza background-ului realizat deja, noi gândim pe mai departe și vrem să dezvoltăm în comunitățile noastre, iar proiectele deja realizate în municipiul Roman în special și în județul Neamț în general, arată că în acești ani a fost o activitate susținută. Și întotdeauna eu am plecat de la premisa că trebuie să susținem oameni care au competență, care doresc să se implice și care au realizări majore.
Trebuie să recunoaștem că în acești ani județul Neamț a realizat proiecte deosebite, fiind unul din județele fruntașe din România, cu privire la dezvoltarea unor proiecte pe social, pe infrastructură, educaționale, pe sănătate la nivel național. Credem că aceste lucruri, o experiență pozitivă, trebuie continuată și trebuie să creăm premisele unei dezvoltări susținute și în perioada următoare, mai ales că în față ne stă Agenda Europa 20 și pregătirea de portofolii pe sectoare în perioada 2014-2020. De aceea, noi vom analiza foarte concret și foarte clar asupra fiecărui candidat, în așa măsură încât criteriul principal să fie competența și posibilitatea implicării în dezvoltării județului Neamț și implicit, sigur, eu trebuie să spun, și a municipiului Roman. Analizele se vor face în perioada imediat următoare, probabil până pe 12-15 octombrie vom fi în măsură să avem deja această analiză finalizată și atunci vom veni cu lucruri foarte clare, astfel încât să nu mai existe niciun fel de speculație. Spuneam că ne interesează în mod deosebit oameni care fac echipă, oameni care se implică, oameni care au dovedit și care vor dovedi în continuare că aceste comunități sunt foarte importante și ele trebuie sprijinite pe viitor, pe un viitor imediat și cu perspectivă pe un termen mediu și lung. Da, dacă aveți întrebări. Spuneți că această comisie de etică condusă de doamna Monica Macovei se va pronunța până pe 8 octombrie. Da. Asta înseamnă că au fost trimise niște propuneri până acum. Ne puteți spune ceva despre ele? Păi, propunerile sunt în momentul de față cei 6 parlamentari care sunt pe colegii lor și mai avem propunerile, dacă nu le-ați știut, eu pot să vi le comunic, pentru colegiul 3 deputați este domnul Claudiu Stafi, pentru colegiul 8 este deputat, este domnul Mircea Pintilii, pentru colegiul 5 deputați este domnul Dionisi, iar pentru colegiul 3 senat este domnul Dulamă Laurențiu, pentru colegiul 2 senat este domnul Maftei Simion. Deci, vi-am spus pe toți cei care au fost trimiși pe listele provizorii și care sunt verificați de doamna Monica Macovei, dar v-am spus că se poartă negocieri în cadrul Alianții România Dreaptă, pentru că prin protocolul Alianții vom avea obligația să cedăm câte un colegiu aliaților noștri din PNCCD, din Forța Civică și Noua Republică. Dar în momentul de față Forța Civică poate să ia un colegiu separat, iar cei din PNCCD și cu cei din Noua Republică poate să ia un colegiu împreună. Dionisie Dumitrașcu? Da, Dionisie Dumitrașcu. Da. Înseamnă că din cele 11 colegi deputați plus senatori, PDL-ul își poate revendica nouă? Da. Da. V-au venit propuneri, nu numai negocierilor. Am văzut un comunicat de la Partidul Noua României. Nu, am deocamdată avem, să zicem, propunerile sau colegii care le-am oferit noi, colegiul 3 și colegiul 6, și să vedem dacă dânsii doresc să pună candidați pe colegiile respective, pentru că
domnul Rădulescu s-ar putea să nu mai candideze la Neamț, să candideze la Dâmbovița și atunci ar rămâne un loc liber. Bun, mai, dacă mai aveți alte întrebări? Excludeți candidatul pe aceste colegi de la Neamț, pe ADD, din partea unor candidați care nu excludem, pentru că întotdeauna la toate partidele au fost și candidați, să zicem, de la București, care au fost în județe. Eu, după cât știu, și domnul Traian Băsescu a fost candidat și deputat de Vaslui, dacă mi-aduc eu bine aminte. Deci, bun, da, sunt multe exemple. Și la noi în județ a fost PSD-ul a avut pe doamna Silvia Ciornei, care a fost deputat, pe domnul ministru Cazan, care a fost deputat, da, pe domnul Victor Surdu, care a fost deputat de Neamț. Neamț, vă întreb pe Șleau, doamna Udrea? Păi eu pot să vă răspund tot pe Șleau, că din punctul meu de vedere personal al lui Gheorghe Ștefan ca președinte de filială, am fi onorat dacă doamna Udrea ar alege, să zicem, un colegiu din județul Neamț să candideze la alegerile parlamentare, pentru că, după opinia mea, eu cred că este ministru care, după 90 încoace, a făcut cel mai mult pentru județul Neamț, adică cele mai multe proiecte din județul Neamț și, bineînțeles că județul Neamț înseamnă și Piatra Neamț și Roman și Târgu Neamț și așa mai departe, au fost sub egida ministerului pe care l-a condus, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Așa că eu chiar pot să-i fac o invitație publică. Acum, dacă dânsa dorește să candideze în județul Neamț, eu personal sunt întru totul de acord, pentru că prin activitatea care a avut-o la minister, cred că a fost cel mai bun ministru pentru județul Neamț din 90 încoace. Și cred că lucrurile se pot demonstra prin proiectele pe care le-am avut în tot județul, de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Mă refer și la proiecte europene care au fost coordonate de Ministerul doamnei Udrea și din dânsa personal și, bineînțeles, și la proiecte din bugetul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Care ar fi cel mai potrivit colegiul pentru? Păi, invitația este făcută pentru toate 11 colegii, să spunem. Dânsa, dacă consideră că ar dori să candideze pe unul din aceste colegii, eu personal voi fi de acord și cred că și organizația județeană a Partidului Democrat Liberal va aproba acest lucru, pentru că, după cât știu eu, majoritatea primarilor din județul Neamț au avut proiecte la acest minister și au fost sprijiniți de către doamna ministru Udrea. Dacă ar fi să candideze pe colegiul 4, domnul primar de Neamț, pe cine ar susține acolo? Domnul Marius Neculai sau pe domnul Marius Neculai, deputat de colegiul 4, a fost și este un om de echipă, un om care am lucrat împreună, cu care am reușit să relaționăm foarte bine, dar în același timp trebuie să vă spun că toate proiectele obținute pe Colegiul 4, în proporție de peste 90%, au fost susținute de doamna ministru Udrea. Eu mai mult am făcut o statistică și toate proiectele aduse în municipiul Roman din 1990, deci după evenimentele din decembrie, până în 2008, nu reușesc să ating procentul de 50-60% față de cele care s-au realizat în Roman din 2008 până în 2012, o parte din ele aflându-se în plină implementare și în momentul de față, dacă vreți să
Reamintesc doar de Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, un proiect foarte important pentru municipiul Roman, care a avut susținerea, de asemenea, finanțarea necondiționată a doamnei ministru Gudrea și care a adus un plus deosebit pentru municipiul Roman. Este un portofoliu mult mai larg de proiecte pe care într-o perioadă următoare vi-l pot descrie pe larg, atât pe componenta infrastructură, componenta socială, educațională, pe mediu. Vă aduceți aminte, discutam doar de digul de la Roman de pe Siret, atunci când apele veneau mari și mereu Romanul din cartierul Nicolae Bălcescu era în pericol. S-a bucurat de susținerea doamnei ministru Gudrea pentru a proiecta, pentru a finanța și a executa acel proiect, care la un moment dat părea un vis și care în momentul de față este finalizat. Deci în momentul în care ne gândim la oameni care pot sprijini comunitățile, eu cred că cu toții trebuie să facem echipă, cu toții trebuie să ne unim, iar interesul principal să fie dezvoltarea comunităților prin oamenii care au dovedit și pot în continuare să se implice în acest lucru. Deci spuneam că venirea doamnei ministru Udrea în județul Neamț ar fi pentru noi o onoare, pentru că dânsa s-a implicat în mod susținut și vreau să vă spun că municipiul Roman a înregistrat cea mai mare creștere pe finanțări și dezvoltare în perioada post-decembristă în acest mandat 2008-2012. Haideți, ca să închem, eu chiar îi fac o invitație public, eu personal, doamnei ministru Elena Udrea, să vină să candideze la Neamț pentru alegerile parlamentare din decembrie 2009 și aș dori să aflu și poziția dumneai și atunci cred că lucrurile ar fi foarte clare și n-am mai avea tot felul de speculații. Și cred că ar trebui să ne debarasăm de o anumită atitudine generală în politică, care atunci când se creează nevoia de a fi susținut un anumit proiect, o anumită viziune, întotdeauna găsim sprijin, iar ulterior începem să uităm sau să privim spre alte zări. Trebuie să avem și o anumită conștiință umană, dar și profesionistă în același timp, de a vedea foarte pragmatic și foarte clar acolo unde ai fost ajutat, cum ai fost ajutat și cum poți să creezi premisele unei dezvoltări susținute în continuare. Da, dacă mai aveți întrebări. Mulțumim frumos! Vă mulțumim!